găsit! Apa potabilă în Republica Moldova este de o calitate proastă. Potrivit specialiștilor, cea mai gravă situație se atestă în localitățile rurale, unde principala sursă de apă sunt fântânile. Datele statistice arată că 61% din apeductele legate de sursele subterane de apă și 84% din fântâni nu corespund normelor sanitare. Apa conține o cantitate sporită de flor, sulfați, sulfură de hidrogen și alte elemente chimice. Cel mai mult, sursele subterane de apă sunt afectate de fermele zootehnice, gropi de gunoi, depozitele de îngrășăminte și deșeuri, precum și de lipsa sistemelor de epurare. Ne-am propus să abordăm subiectul astăzi cu Constantin Cojocaru, primarul orașului Iedineț, Iurie Bobu, medicul coordonator Centrul Sănătate Publică Bălți, subdiviziunea Fălești, și Silvia Marco, medic specialist educație pentru sănătate. Bună ziua și bine ați venit în platoul TV Nord. Bine, bine am găsit. Toți știm că în țara noastră, din păcate, nu este cumva pus bine pe roate un sistem de colectare, depozitare, prelucrare a deșeurilor și cumva avem mai multe gropi decât localități, gropi de deșeuri. Iar asta este un impact destul de mare negativ asupra calității apei și aș vrea să încep cu dumneavoastră, domnul Bobu, și să ne spuneți dacă acea informație pe care am spus-o eu anterior se adeverește și inclusiv în raionul Fălești, de unde veniți dumneavoastră, și ce calitate apa o are acolo. Pentru că noi am mai vorbit în acest studio cu reprezentanții din Fălești și știm foarte bine că avem multe localități unde nu este aprovizionare cu apă, inclusiv și chiar în orașul Fălești este o problemă cu apă. Bună ziua, dragi telespectatori! În primul rând vreau să vă mulțumesc de invitație. Vreau să vă informez că populația din raionul Fălești practic se alimentează la 60% din surse centralizate de apă și la 40% din surse decentralizate. Să are în vedere din fântânile de mină, izvoare, etc. Calitatea apei în raionul Fălești, conform analizelor, probelor prelevate de apă din sursele de apă, practic nu corespunde normelor sanitare după mai mulți indicatori, cum ar fi florul, amoniu, sulfat, rezidiu sec, nitrat, part la indicatori chimici. Dacă să luăm la indicatori microbiologici, nu corespunde la Escherichia coli, enterococi, care practic se depistează în apa din apeducte și din fântânile de mină. Asta noi vorbim în fântânile de mină, dar care este situația cu apa de la robinet? Situația, practic, avem 26 de întreprinderi municipale în raionul Fălești care prestează servicii de aprovizionare cu apă a populației. Practic, anual se efectuează investigații de laborator a apei din apeductele date și vreau să menționez că calitatea apei, cu părere de rău, nu corespunde normelor igienice. Numai în două apeducte, Călinești și Horești, apa corespunde normelor sanitare. Dar în celelalte 24 de întreprinderi care prestează servicii depășesc amoniu, sulfat, floro și rezidiu sec. Cât de grav este sau cum afectează sănătatea oamenilor cei care consumă această apă? Deci acei cetățeni care consumă această apă, deci sunt supuși riscului de îmbolnăvire. Practic apa contaminată cu flor aduce la la fluoroză dentară, mai aduce la calcule renale, la anemii, la hepatite cronice, ciroze hepatice. Deci prezintă un risc pentru sănătatea populației. Doamna Marco, iată, auzind ceea ce ne-a spus
Domnul Bobu, vreau să ne spuneți atât dumneavoastră ca specialist, ca medic, pe lângă ceea ce ne-a spus dumnealui, iată, cu ce probleme de sănătate se adresează dumneavoastră pacienții atunci când consumă apă necalitativă? Deci, în primul rând, vreau să vă spun că diagnosticarea problemei din care sursă, din care cauză s-a venit maladie dată sau alte maladii, în cazul consumului de apă, este dificil, deoarece noi nu știm care e motivul. Cel mai des se adresează pacienții cu maladii gastrointestinale, deci ca să afle problema, din ce cauză. Aceste maladii cronici sau acute, adică acutizările la cele cronici survin, deci e dificil în cazul apei potabile, deoarece noi în cel mai des cazuri noi nu avem idei de unde e omul acesta bea. Adică trebuie să investigăm cazul dat. Dar dacă apare problemă, că anume conținutul de apă, ne adresăm la Centrul Medicinii Preventive, aflăm problemele care sunt în acea regiune sau în altă regiune a orașului. Și în dependență de caz, deci noi începem și tratamentele. Tratamentele, sigur că tot, este dificil, deoarece dacă omul se întoarce și continuă să bea apă din sursa din care a folosit apa, deci de fiecare dată se întoarcă la ceea de la ce s-a pornit, adică la ceeași acutizare a maladiei date. Vreau să menționez că ca să vorbești de ce probleme de sănătate se adresează, trebuie să știi că apa nu trebuie să conțină microorganisme, paraziți. Deci, din minerale trebuie să conțină calciu, în primul rând, și magneziu. Și dacă ea este în exces, ea tot este apa dură și tot provoacă maladie aparatului cardiovascular, care tot cel mai des hipertensiunile, care uneori, chiar și sub fond de tratament, ele greu se cedează tratamentelor. Deoarece sursa este apa, care este dură și problemele toate vin de acolo. Și nu vreau să mă opresc la cele menționate mai până acum, deoarece cel mai des este fluoroza, sunt bolile cardiovasculare, sunt gastrointestinale, chiar și așa de la nitrați pot fi așa, mai ales la femei, dacă întrebuințează în timpul sarcinii, sau copiii de vârstă mică, dacă întrebuințează apa cu nitrați, cu concentrații mari, deci apare medhemoglobina în sângele copilului, care este de nitrați blocată, hemoglobina care nu poate transporta oxigenul la celule și ca rezultat acest copil suferă el cianoză perorală, suferă pe urmă rămâne cu maladii neurologice, poate să rămâie chiar și cu probleme de sănătate. Deci este viață suficient de grav pentru sănătate să consumăm o apă de o calitate proastă. Da, eu de acum nu mă opresc la niveluri, la chestiile astea, cât trebuie să fie, cât nu poate să fie. La asta nu mă refer, dar în orice caz duc la așa probleme grave în stare de sănătate. Foarte des auzim oamenii că se plâng de pietre la rinichi. Pot fi ele provocate la fel de o apă de calitate proastă? Da, sigur. Dacă acolo mai apar și alte substanțe chimice, cum este plumb, cum și concentrația de săruri, care magneziu și calciu este prea ridicat, se formează pietre la rinic, boala dată se numește nefrolitează, cu afectarea rinichilor. Și tot aceste pietre le acutizează și maladiile pielonefritele, pot apărea glomerulonefrite din cauza compușilor chimici, care pot fi toată tablița lui Mendeleev acolo. Dacă acolo mai este și vreo regiune unde să vreo uzină, adică noi avem puține uzine, dar sunt individuale, mici uzine, care tot poluează mediul. Și inclusiv grupele de gunoi neautorizate. Domnul Cojucar, până a vorbit la soluția pe care ați găsit-o dumneavoastră, vreau să ne spuneți până la asta, cum era apa în raion, în localitate? Chiar și până la asta am spornit puțin în asentimentul discuției de astăzi, de la câteva aspecte. În primul rând, noi trebuie să pornim de la politici. Politicile statului pe un anumit domeniu. Republica Moldova astăzi are o sumedenie de strategie aruncate prin sertare, dar nu are o strategie pe verticală clară, pe câteva aspecte foarte, așa, general umane necesare. Apa este unul din principalele resurse care se
nu se confruntă, dar este necesar, imperios necesar pentru om și eu consider că trebuie să existe pe verticală o strategie a statului în domeniul aprovizionării cu apă a cetățenilor și nu numai apă, pentru noi când vorbim de apă, noi trebuie să ne gândim paralel și la aspectul legat de sanitate, adică de canalizare. Deci, consecutiv, țara, din strategia țării trebuie să vină strategie regională sau raională, iar din cea raională trebuie să vină cea locală. Astăzi, bieții primari sunt lăsați de izbire, fiecare cum găsesc formule de aprovizionare a satului cu apă, așa o fac. Că au ei anumite viziuni clare, că eu apa de suprafață, că eu apa din subterană. Deci, în domeniul ăsta nu avem politici clare. Asta este una. Deci, este spus în legislație că din domeniul aprovizionării cu apă se ocupă administrația publică locală. Și nici în contextul ăsta nu este o claritate, pentru că administrația publică locală este de două nivele, și unul și doi. Cine se ocupă raioanele sau se ocupă primăriile. Și aici sunt întreprinderi municipale din nivel 2, care aprovizionează un raion întreg, și tot în Republica Moldova sunt întreprinderi municipale, spunea domnul de la Fălești, care aprovizionează un mic sătuc. Da. Deci, serviciul de apă și canalizare în Republica Moldova trebuie să fie un serviciu, după mine, risc să fiu subiectiv, cu conotație regională. Deci, o întreprindere municipală, ca să existe, ea trebuie să aibă personal, laborator, etc., etc., etc. Nu își poate permite fiecare sat să țină un laborator, cel puțin. Dar nu își poate permite nici măcar un centru raional să țină lucrul ăsta. Deci, serviciul de apă... De ce noi trebuie să pornim de la niște structurări ale statului? Există politica regională de dezvoltare a statului, iată la nivel de politice regionale, trebuie să fie ocupația nemijlocit cu aprovizionare și apă și canalizație. Ce ține de Edineț? Edineț are o întreprindere municipală de apă și canalizare care practic aprovizionează două orașe ale Edinețului, Edineț și Cupcin, două orașe industrializate preponderent mai mult decât cele limitrofe cei ce este prin prejur, și acum încă 6 sate vin și aderează la o astfel de întreprindere municipale. O întreprindere care aprovizionează mai multe localități, dar este în subordine Consiliului Local Edineț. Și aici așa parcă se primește o structură cămilă. Doi, vin proiectele care vin pe domeniul apă și canalizare și acum aia, Edineț, o să vorbesc mai jos de un proiect pe care l-am finalizat de vreo 60 de milioane de lei, și proiectele astea, la fel, nu vin cu o viziune clară asupra dezvoltării comunităților. La Edineț 32 de primării, unul ia apă din subteran, dar știm, conform legislației Republica Moldova, apele subterane trebuie să fie conservate pentru viitoare generații. Asta fiecare scoate apa din subteran, cum îi trăsnește lui prin cap? Noi avem două râuri mari în Republica Moldova, pe dreapta și pe stânga, Nistru și Prut, și atât, după mine, pentru o anumită perioadă de timp, pentru viitoarele generații, noi trebuie să conservăm subteranul și apa să o luăm din astea două râurile care le avem. Să le filtrăm respectiv, să le pompăm până unde trebuie să treacă prin toate formulele de filtrare și chimică și fizică, deci și biologică. Noi o ducem de la Prut, 34 de kilometri de la Prut până la Edineț. La sigur că ăsta este al doilea aspect. Și al treilea aspect, n-am spomenit până aici, este domeniul de sanitate sau, îi spunem noi, de canalizare. Astăzi se fac o sumedenie de întreprinderi de aprovizionare cu apă, dar nimeni nu trebuie. Dar unde se duc apele cele care după reziduale? Unde se duc apele cele? Se duc care și unde vrei. Se duc în grădini, se duc în lacuri, se duc în râulețe și noi, în loc să rezolvăm o problemă, noi și mai tare poluăm mediul, poluăm sănătatea noastră și poluăm alte aspecte. Iată, în domeniul ăsta se cere o politică clară, venită pe verticală, de la nivel central spre regional, de la regional spre local. Ce ține de Edineț? Eu sunt primar la 16 ani și când am venit, Edinețul primea apă pe ore. Pentru că nu ajungea, în primul rând, apa respectivă, pentru că rețeaua era cea care, încât de pe timpul sovietic și care aproziona mare parte din cei ce vinea, până la 90% se duceau la fabricile din Cupcine. A fost un set de fabrici mari și practic toată apa se duce încolo. Iar la localnici nu ajungea. Am făcut pe decurs câteva proiecte. Pe vreo 10 ani la rând ne-am chinuit cu turbiditatea, pentru că turbiditatea apei era foarte și foarte neadecvată situației și, în primul rând, eram bucuroși pentru faptul și de la localitate la localitate variază. Deci ne confruntam cu faptul că, în primul rând, populația să aibă apă 24 din 24. După asta, când l-ai aprovizionat 24 din 24, cetățeanul vrea nu numai că să fie apă, dar vrea și apa să fie de calitate. Am încercat să punem aspectul ăsta o altă nuanță la nivel de politici. Toate
bazinele mari care sunt în zona limitrofă a râurilor, astăzi sunt date în întreținerea diferitor agenți economici, prin diferite relații de rudienii, de nu știu ce, la Edeneți avem un bazin de 5 milioane de tone care se află în Badragi, Heredeuca, bazinul Heredeuca îi ducem noi, unde noi scoatem, luăm apa de acolo, iar el în realitate sunt dat la niște pescari cu relații la nivel de central și așa mai departe. Până ajungi să rezolvi, scoțând peștele, automat se tulbură apa aceea. Și ca să o pompezi, îți trebuie foarte multe elemente și să o filtrezi. Deci și în domeniul ăsta nu este o claritate în Republica Moldova. Încearcă acum actualul Parlament să mai pună la punct cu bazinile aflate mai mici, mai mari, dar încă nu s-a rezolvat cu desăvârșire. Și atât, grație unui proiect, spuneați dumneavoastră, am avut un proiect cu partenerii europeni, prin aderie și cu Agenția de Dezvoltare a Germaniei GIZ, noi am adus anul ăsta un proiect de 60 de milioane, unde am practic revalorificat mai multe aspecte și am încercat să punem la punct elemente legate de turbiditate. Eu aș vrea să revenim la acest aspect, da, un pic mai târziu, pentru că la început chiar aș vrea să vorbim mai mult despre aspectul problematic a unui acces la apă potabilă de calitate. Vorbeați dumneavoastră, domnul Bobo, că iată, avem doar două întreprinderi care oferă apă de calitate, celelalte oferă o calitate, sau apa nu este de calitate bună chiar dacă merge prin robinet. Ce se face sau ce fac autoritățile locale sau naționale pentru cumva responsabiliza celelalte, pentru că vorbim despre 24 de companii, deci mi se pare un număr foarte mare de companii care știu o problemă, dar mă interesează dacă ei o rezolvă. Ei sunt doar amendați, primesc doar niște prescripții sau cum se lucrează în această direcție? Deci, apa de la aceste întreprinderi, practic, el nu corespunde cerințelor și este utilizată în scopul managerii. Așa. Oamenii cunosc acest lucru? Toată populația este informată despre calitatea apei din localitate. Acum, la ziua de azi, au apărut diferite filtre. Așa. Și, practic, unele persoane se duc la întreprindere municipale, iar rezultatele analizelor de laborator, cu rezultatele analizelor de laborator, pleacă la magazinele unde prestează, ori comercializează și procură filtre. Cumva, în acești situații, mă scuzați că vă întrerup, suntem și noi în municipiul Balz, cel puțin eu personal, odată într-o lună, o lună jumătate, sunt nevoită să schimb filtrele pentru că apa este de o calitate foarte proastă și cel puțin primul filtru care strânge impuritățile, într-o lună de zile este bătut cu argilă și nisip. Deci e o calitate foarte rea a apei. Deci, practic, analiza chimică a apei, domnii care prestează acest serviciu nu pot schimba. Îi trebuie un set de filtre, de utilaj ca este să o aducă la normative. Este problema în țevi sau din sursa de apă din sursa de apă. Din sursa de apă care o scot. Din sursă, practic, ei conține depășește limite de normă și același flor, și același sulfat, rezidiu sec, amoniu. Practic, noi, ca serviciu, suntem la straja sănătății publice ca aceste surse să nu fie contaminate de microorganisme, adică să corespundă măcar indicatorilor microbiologice. Dacă apa nu corespunde indicatorilor microbiologici, noi atunci le dăm indicații ca sursele date să fie reparate, curățate și dezinfectate. Cum? Deci, practic, luăm fântâna de mină. Până la curățarea fântânii și dezinfectarea fântânii de mină, noi trebuie să știm debitul de apă în fântâna dată. Câți metri cub de apă se află în fântâna dată. După aceea, fântâna se curăță, din amolc și resturi care sunt în fântână, după aceea se pregătește soluția de dezinfectant. În ziua de azi, mai des se practică clorura de vară. Este o listă întreagă de preparate dezinfectante care
sunt aprobate de Ministerul Sănătății, însă ele sunt tare costisitoare și practic persoanele în localități nu pot procura acest preparat și procură clorură de var de la farmaciile veterinare. Eu vreau doar un moment specific. Acest proces de dezinfectare a fântânilor se face cu ajutorul unui specialist de la Centrul de Sănătate Publică sau oamenii pot de sine stătător să facă această procedură? Oamenii pot de sine stătător. Au curățat fântâna, au calculat cât e debitul și practic jumătate de kilogram de clorură de var la un cub de apă. Deci dacă aveam 3 cuburi de apă, s-au pus un kilogram jumătate de clorură de var în galeată, se amestecă cu apă, se face ca o suspensie, se toarnă fântână, 10-15 minute cu găleata se agită apa din fântână și se lasă pe 6-12 ore. Cel mai bine de cusare, ca a doua zi, după aceea apa este scoasă din fântână până la dispariția mirosului de clor. Deci nu consumăm apa care a fost tratată? Nu. Și după aceea se poate de investigat la indicatorul microbiologic. După ce a fost curățată, dezinfectată, fântâna de mină. Practic tot așa și la rețeaua de pedux, soluția dată se toarnă în turnul de apă sau un captaj unde se acumulează și tot se calculează debitul de apă în captaj, în turnul de apă, de câte cuburi și se curăță și rețeaua de apeduc. Doamna doctor, ce părere aveți despre această metodă? În primul rând, clorul tot e foarte... Da. Dăunător organismului nostru, după cât eu știu și dacă, mai ales la fierbere, el se formează niște compuși foarte complicați, care foarte rău influențează și aceleași anemii, pot fi afectarea ficatului, sistemului digestiv, alte organe. Pe mine, iată, totuși mă interesează în apeductele noastre, norma de clor. Este cei care trebuie să fie, totuși, iată, nu știu, chiar nu pot să știu lucrul acesta. Deci, se fac analiză. Tratăm una, adică facem, noturăm o problemă a apei și o facem altă. Probleme care influențează sănătatea. Domnul Bobu, care este situația? Deci, în analiza apei se efectuează, adică analiza la clorul rezidual, în analiza apei potabile. Și se vede, este normativ, dacă depășește, atunci este... Problema pentru sănătate. Dar dacă e în limite de normă, nu prezintă pericol pentru sănătate. După cât eu cunosc, dacă ea stă, apa ce e un pic să evaporă clorul și tot, adică o colectăm de cusară și dacă chiar și o fierbe cineva, deci eu, după cât știu, să mai evapor ceva din clor. Deci asta ar fi o soluție ca să avem apă cât de cât. Pentru că nu toată lumea își permite aceste filtre, ele sunt destul de costisitoare. Doar instalarea sistemului sunt între 2 și 3.000 de lei. Dacă să le schimbi lunar, cel puțin așa cum se întâmplă în cazul meu, este între 800 și 1.000 de lei. Deci este destul de scump, mai ales că plătim și mult pentru consumul de apă. Și dacă nu filtrezi, din start riști să rămâi și ferotehnica din casă care într-adevăr se strică. Eu vreau să mai atragem atenție la un aspect în ceea ce ține de lipsa apei potabile și anume vorbim de femeile care sunt nevoite să care găleți cu apă la distanțe mari și dacă puteți, dumneavoastră, doamna Marco, o să ne spuneți cu ce probleme se confruntă oamenii în cazul în care nu au în curte apă și le care de la distanțe mari. Deci, mai puțin legat de municipiul Bălț, eu cred, situația, dar totuși... Și în Bălț avem zone unde, din păcate, nu sunt provinați cu apă. Dar deoarece apa este mai poluată, deci mulți totuși se folosesc de apeduct mai mult. Dar vreau să spun că cel mai des, deci la persoane după 40 de ani apar probleme degenerative, adică articulațiilor, a coloanei vertebrale, radiculopatiile. Iată, aceste probleme apar cu vârsta. Se aplatează vertebrele, deci din cauza greutăților mari, enorme și deoarece soții mai cel mai des cazul la serviciu sau mai mult femeile, deci și foarte multe din ele se adresează cu aceste probleme degenerative.
Există soluții de tratament? Eu îmi dau seama, pentru că anterior ați menționat faptul că atâta timp cât nu înlături sursa problemei, se revine din nou și din nou la această problemă, dar cât de greu este să tratezi un pacient care fie la exterior se confruntă cu o problemă cauzată, da, de a căra greutăți, fie în interior pentru că consumă o apă de calitate proastă? În principiu, schimbările degenerative sunt de acum niște schimbări de acum nu funcționale, dar organice, care înapoi nu mai există, deci noi putem numai să le stopăm pe o perioadă, să scotem inflamația, durerea, deci pe o perioadă mai scurtă. Și dacă se întoarce la aceeași activități, deci din nou să fie iarăși aceeași problemă. Este un cerc vicios din care nu prea poți ieși. Da, după câte eu știu, la noi toți sunt și asistenții medicali care trăiesc la țară și chiar aici în suburbi și nici nu au acasă, alături de casă nu au fântână. Deci ele car cu taraba aceasta apă și pentru spălat și pentru chiar din suburbi de aici, de alături de Bălți. Cunosc un caz. El spune că ca să speli, deci ea trebuie să care apă, că și cu mama împreună, deci ele ambele se descurcă în cazul dat. Sigur, problema este, există și nimeni nu o neagă. Însă, avem ce avem. Ce alte metode de tratare a surselor de apă mai există, pe lângă cele care le-ați menționat dumneavoastră, domnul Bobu, nu știu, fierberea, filtrarea și ce mai putem face? Ce soluții le putem da femeilor sau oamenilor de la țară care se alimentează din fântâni? Apropo, vine vara. Noi știm foarte bine că oamenii ies în câmp și consumă apă din izvoarele de pe câmpuri. Cât de periculoase sunt acestea? Prima ce aș spune eu, ca să întrețin în stare satisfăcătoare sursele de apă, acele fântâni de mină, să fie reparate la timp, curățate și dezinfectante. Când pleacă pe câmp, să posede de vas cu apă de la domiciliu. Izvoarele care sunt pe câmpuri, practic, ele ar trebui, în primul rând, reparate, curățate, fiindcă, practic, de pe câmpuri se scurg și aceleași îngrășăminte minerale, de pe câmpurile agricole. În fântânile de mină, eu aș spune că 90 și ceva de procente sunt contaminat de nitrat. Nitrat sunt acele îngrășămintele minerale, din grajduri, de pe câmpurile agricole, care nimeresc în fântânile de mină. Dacă izvorul este întreținut, curățat la timp, da, e posibil să utilizezi apa, da, dar dacă nu știi, care îi se află într-o stare rea sau nu propun ca să utilizeze apă. De la domiciliu să aibă vas cu apă potabilă și să utilizeze la lucrări când pleacă la câmp. Domnul Cojucar, cum stă situația, iată, anume, nu știu, dacă aveți dumneavoastră posibilitatea să verificați câmpiile din zonă, cantitatea de nitrați care se o folosesc agricultorii sau cumva să protejați sursele de apă care le aveți? În mare parte mi se pare mie, eu nu controlez și nici nu am un mecanism de control asupra proceselor ăsta, dar mi se pare că este corect domnul doctor care spune că într-adevăr câmpurile noastre sunt ca niciodată astăzi poluate. Dacă pe timpuri așa era tradiția noastră a moldoveanului, că se meargă la câmp cu sapa, se meargă la câmp cu anumite ele, sau cu prăștoarea cei de la tractor care făceau exact. Astăzi, practic, s-au deprins agenții noștri economici să exploateze chimic la maxim pământurile noastre. Și sunt de plină concordanță cu părerile domnilor doctori care spun că, într-adevăr, câmpurile noastre sunt ierbicidizate la maximum și susțin în totalitate și ceea ce spun ei. Eu, venind din oraș care răspunde aprovizionarea a două orașe cu apă, prin întreprinderea noastră, deci mă uit cum aș putea ca oamenii de la oraș să poată fi într-o anumită concordanță. În primul rând, noi, Iedinețul, avem aprovizionat Iedinețul cu peste 90% din oraș cu apă. Asta este foarte bine. Doi, mă gândeam ce spunea doamna doctor, pentru acei oameni care nu au și femeile, copiii, aduc apă cu mânuță în sărmanii, deci noi avem și un serviciu de ajutor la domiciliu mai special, noi deci un taxi social,
atunci când bătrânului trebuie să aducă de undeva ceva dintr-un loc în altul, deci serviciul nostru de taxi social, ai sunat la primărie, o reacționat, vine mașina, transportul, fiul, în special pentru persoane cu deficiență locomotoric, nu poți ajut tot oameni, dar ăștia sunt cei mai mult predispuși de a fi ajutat în contextul ăsta și încercăm pe omul nostru să-i ajutăm, fie de la magazin, fie de la un careva izvor, în contextul orașului ca atare, deci majoritatea astăzi deja dispun de serviciu de apă la domiciliu, poate sunt unii că refuză de apa din rețeaua generală, din prut pe care noi o pompăm și au și fântâni de mină proprii. Din cât știu, serviciul de sănătate public analizează și procesul ăsta, dar este mai ușor controlabil un serviciu într-o rețea mare, pentru că fie laboratorul de la sănătate publică, noi din proiectul ăsta cu nemții, acum am beneficiat și de un laborator propriu și după mine, nu sănătatea publică în mare parte trebuie să ocupe de procesul ăsta, dar laboratoare specializate pe lângă instituții sau pe lângă întreprinderi municipale mari. Iată astea 24 sau 26 care spune că sunt la Firești, ele ar fi logic să fie minimum într-o întreprindere municipală care să aibă și inginerul respectiv, și lucrătorii respectiv, și laboratorul respectiv. Vă închipuiți că este necesar să iei analiza din toate instituții. Nu mai vorbim de fiecare cetățean în parte fântână. Deci de aceea serviciul respectiv, și eu plădesc pentru lucrul ăsta, trebuie să fie un serviciu cel puțin regional de aprovizionare. Dacă nu este posibil regional, raional, cum sunt raionale în componența în care sunt astăzi, așa că să-și poată întreține și laboratorul respectiv, să poată și avea și chimicatele respective pentru a face analize, pentru că, hai să o recunoaștem și domnul doctor nu o să-mi dea să mintă că serviciul respectiv la laborator, deci dumneavoastră, ele sunt și cam scumpi. Eu mi-aduc aminte că întreprinderea noastră municipală, până avea laboratorul lor, plăteau până la 200.000 de lei pe an pentru serviciile care le presta, pentru că acolo mergeau omul toată ziua, luau o analiză. Ele sunt scumpe, dar înțeleg și pe ei, pentru că ei trebuie să aibă o formulă și pentru chimicatele necesare, și pentru lucru, și pentru întreținere, și în situația în care un serviciu regional este, el își poate permite și scutește și serviciul dumneavoastră de anumite responsabilități. Eu consider și la sate astăzi, noi trebuie deja să ne dezicem de fântânile astea pe care noi le avem pe umgrăzile fiecare. În primul rând că foarte mult ele sacă și aproape apă nu-i, pentru că apa se duce tot mai în jos și mai în jos. Dacă înainte fântânile arteziene erau până la 120-130, acum deja 270-280. O să vină timpul când și la acel nivel nu o să mai fie și o să fie 500. Adică apa este o necesitate imperioasă care nu va fi la timp. Ați pomenit, domnul Cojocaru, despre proiectul de 600 de milioane, 60 de milioane de lei. Vreau să ne spuneți cum a fost acest proces de implementare a proiectului și cât, nu știu, a fost dificil, greu, care au fost impedimentele implementării pentru ca azi localitatea sau cele două localități să dispună de apă potabilă bună. Așa se numește, apă bună. A fost un proiect implementat doar în Iedineț. Așa. Am modificat toate țevile centrale pentru că erau prin grădini, pe tot locul, cum era făcut pe timpul uniți. Deci am redus toate acele, și furturile erau mari, să o recunoaștem, și pierderile erau mari. Am făcut apa pe 45 de străzi a Iedinețului. Am unit orașul și stația de pompare din oraș cu altă stație. Noi avem 5 stații de pompare până la Prut. Deci am făcut și traseul ăsta, pentru că era traseul foarte vechi și foarte multe lucruri inadvertenți veneau din câmpuri care se duceau chiar în traseul central, pentru că erau rupturi și adesea nu dăm de dânsul. Deci a schimbat toată sistema. Deci practic două trimi din oraș, pentru că o parte era, a fost făcut într-un proiect mai interior. Așa. Au beneficiat de lucrul ăsta, de toate astea, peste 3.000 de familii. Au fost familii care nu erau chiar acasă, pentru că astăzi mulți își plecat. Până la 30% din localități sunt plecați, pe alocuri și mai multe. I-am unit, practic, fiecare casă din contul nostru. Noi am venit și cu o contribuție de 8 milioane. Trebuia să vină fiecare om în parte cu 6.000-8.000 de lei. Noi am scutit pe tot și am plătit pentru fiecare. Am găsit formule prin primărie, așa că astăzi, practic, 3.000 de cetățeni pot beneficia practic de apă adusă de la o stație de pompare până la cea de la intrare în oraș, iar de la dânsa până la cetățean. Mai sunt probleme și nu vreau să spun că ele nu sunt.
Pentru că celelalte stații, deci de la Prut până la cea a patra, încă este o problemă, pentru că ele sunt cele care sunt într-o stare dezastruoasă și trebuie și acele motivate, dar deci modificate, dar avem acum un proiect deja și prin IUFO, știți că sunt trei orașe, Iedeneț, Strășeni și Leova, care intră într-un alt proces și împreună cu ambasada Austriei vom schimba și toți rețeaua de la Prut până la Iedeneț și astfel va beneficia și Cupcinul și Iedenețul de rețea nouă pe tronsonul ăsta de 34 de kilometri. Revin la întrebare, cât de greu sau dificil a fost implementat acest proiect? Cu toate că dumneavoastră aveți deja A fost și ușor, pentru că omului nostru, când îi solicit banul, nu vrea să-l dea, pentru că și pe bună dreptate, pentru că el vrea să vadă lucrul gata făcut. A fost greu, pentru că a trebuit să tăiem foarte mult, fie din trotuare, fie din drumul public, iar pe urmă să o facem la loc. Și unele lucruri l-am terminat în noiembrie anul trecut și peste iarnă n-am reușit să asfaltăm și lumea vrea cât mai repede să-i asfaltez, iar peste iarnă el s-a așezat. Avem un contract cu compania care a făcut lucrările că din primăvară să vină să reia niște aspecte de ordin general, fie asfaltare, fie pietriș. A fost greu că unii nici prin ruptul capului nu vroia să rupă de la vechea rețea și să unească la nou și înțeleg de ce, pentru că o parte s-a unit clandestin și mai și furau, pentru care inclusiv și din oameni foarte așezați în mediul local, dar toate astea lumea a înțeles că trebuie să o facem. Bine, sunt impedimente de altă ordine deja, transport, închideri de străzi, dar astea sunt lucruri așa care legate de cotidian. Eu ce vă întreb, în baza experienței pe care ați avut-o dumneavoastră, ar putea să o facă și alte localități? Ar putea să o facă, presupun că le-ar fi greu, doar că contribuția locală este prea mare. Pentru Republica Moldova, un orășel ca Iedeneț, care a beneficiat 18.200 de cetățeni care au beneficiat de proiectul respectiv, să vii cu o contribuție de 8 milioane pentru familie, este cam mult, cu atât mai mult că proiectul ne-a mai pus niște condiții, că minoritățile romii trebuie susținute, că bătrânii trebuie susținuți, că cei cu deficiențe de divers tip trebuie susținuți și când te uiți, practic, 0,7 lucrează și un întreg și trei așteaptă să-i da cineva. Din punctul ăsta de vedere, nu toate localitățile noastre se pot veni cu contribuții și de aceea desori nici nu aplică la proiecte mai mari, pentru că contribuția este prea mare. Eu cred că trebuie să-și ia o parte din contribuții aici și statul, pe de o parte, și administrația publică locală nivelul 2, pentru că și unul și altul, și cea din tâi, cea nivelul 1 la sigur. Iată, formula asta de repartizare a contribuției trebuie să fie trilaterală. Centru, apele 2, apele 1, cei ce în Republica Moldova încă nu e asta. Mi se pare că unele proiecte se dau preponderent favorizant, pentru că eu mă uit în acum e satul european, multe proiecte pe domeniul apă și beneficiază satele care până la urmă sărmanul omul și el nici nu sunește la rețea. S-o tras rețeaua, dar pentru cine? Un alt impediment pentru Republica Moldova este depopularea masivă, mai ales a localităților rurale. Și această depopulare, ți închipui, trebuie să-i tragi la poarta fiecăruia, el nu e acasă. Deci, iată, depopularea asta, îi trage apă și încă nu știi cui îi tragi. Faci cheltuiala și nu știi cum o faci. Păi, sunt lucruri care sunt interferente și într-o deplină concordanță interrelațională. Dar, până la urmă, trebuie să găsim soluții și să mergem înainte. Iedenețul este un exemplu pe domeniul respectiv. Colegii care vreau, o invit cu drag. Noi mergem înainte și mai mergem cu un proiect de vreo 4 milioane de euro acum aia și stațiile astea mari de pompare de la propriu la Iedeneț ca să le facem. Și lucrați și pe tot ce ține de ce ține de iepurare da? Sau de zicem de procesul ăsta de ape reziduale. Iedenețul astăzi are doar 46% din oraș, adică nici jumătate. Lucrăm, dar nu cu deplină. Acum am mai câștigat niște proiecte pe domeniul dezvoltării regionale. La satul european suntem pe alte. Mie mi se pare că Uniunea Europeană, când ai banul, trebuie să condiționezi niște lucruri. Trebuie să condiționezi faptul că mai bine faci nu 45 de străzi, faci 20, dar paralel mergi
în deplină concordanță și cu elementul de apă reziduale. Pentru că, în caz contrar, noi acum săpăm, punem apa, peste 2 ani săpăm, punem canalizarea, peste încă un an mai săpăm acolo și lumina, ducem subteran și se primește o țară care nu avem o logică a mersului lucrurilor într-o deplină concordanță. Iar lucrurile se trebuie să vină de la strategii naționale, strategii raionale sau regionale, strategii locale într-o deplină concordanță. Din păcate, procesul politic își lasă amprente. Asta e. La compartimentul dat aș vrea să adaug. Fălești, primăria Fălești au câștigat proiect. În anul 2021 au reparat apeductul orașului Fălești și gara Fălești, în sumă de 36 de milioane de lei. Da, dar am fost cu noi într-un proiect. Da, dar noi am discutat. Și Drochia a fost. Da, da. A fost între ei la nord. Practic, suntem în așteptare ca să vină apa de la prut. Cu toate că la Fălești știu că mai este și altă problemă, pentru că acest apeduct a început încă în anii 2000 sau 80, da, țevile, primele țevi puse deja nu mai sunt bune și trebuie schimbate acolo. Chiar aveți un adevărat o experiență din care poți să faci o emisiune, nu o emisiune, dar chiar un film de râs și de plâns, pentru că s-au investit bani, dar când se implementezi deja ce s-a investit la început mai este bun și trebuie să iei iar totul de la zero. Eu vreau la final de emisiune să veniți fiecare cu un îndemn către cei care ne ascultă și ne privesc, pentru că în fiecare zi la televizor ne se spune că fiecare cetățean trebuie să consume aproximativ 2 litri de apă pentru a avea o viață sănătoasă și de calitate. Dar dacă această apă este de o calitate proastă, atunci fiecare picătură de apă cumva este periculoasă. Haideți să le spunem celor de acasă cât de important este ca să fie conștienți de faptul că apa pe care o consumă este bună. Deci, aș vrea să mă expun pe problema dată. Undeva am citit că pentru a face o butelie pentru apă, cheltui nouă volume de apă care încap în butelie dată. Deci, totuși, apa din butelie tot nu e ieșire din situație. Sucot că cea mai bună situație tot apele care vin la noi în robinet, deci ele trebuie să fie nu din subterane, cum s-a vorbit, dar apele de la suprafață, deci în primul rând și fiecare oraș, fiecare primar trebuie să aibă grijă de cetățenii lui, dar dacă nu e posibil așa ceva, deci foarte bine ar fi dacă am fi informați ce fel de apă întrebuințăm, calitatea acestei ape, deoarece toate bolile, toate problemele, în cea mai mare parte de aici se încep. În America studiat morbiditatea ce e legată de poluarea mediului și inclusiv și apei și de poluarea apei, în fiecare an morbiditatea în jur de 19 milioane de cazuri. Deci vreau să vă spun, la noi mai puțin studiat cazul dat. Și deci vin cu îndemn pentru toți și apeleurile și toți să ne includem, să facem un lucru bun. Nu degeaba și este și ziua mondială a apei, care atât mediu, cât și apa, cât tot ce ne înconjoară, noi îl poluăm, noi îl stricăm, deci un îndemn fiecare la locul lui să ia seama de lucrul acesta. Mulțumim! Domnul Bobo! Stimați cetățeni, eu aș propune ca dumneavoastră să utilizați apă de bună calitate. Fiindcă dacă o să utilizați apă de bună calitate, o să preveniți un șir de maladii, care, cu părere de rău, dacă apa este contaminată, sănătatea o pierde. Către administrația publică locală să mențină la nivel sursele de apă, adică împreună cu toți cetățenii din localitate unde sunt, să întrețină în stare bună sursele de apă, fiindcă trebuie să, asta e cerințele ca să lăsăm și copiilor noștri surse de apă de bună calitate, nu poluată. Mulțumesc. Domnul Cujucari. Eu aș avea așa trilateral poate o adresare. Unu, policienilor centrali, pentru că sunt și un politic indirect, deci policienilor centrali, haideți să descifrăm pe de o parte politica de politici, pentru că politica are conotații mai mult geo, iar politicile astea înseamnă în ce măsură facem căi reale de rezolvare a problemelor oamenilor.
pentru cei de la administrația publică locală, haideți să găsim formule ca politicile respective să le implementăm pe potrivă, să lăsăm rânda moftul propriu că fiecare suntem primar în localitatea noastră și să găsim formule de asociere ca prin intermediul întreprinderilor regionale apă canal să prestăm servicii calitative, asociindu-ne acolo și orașele, dar și satele, în cadrul unei întreprinderi mari care va putea rezolva de la elementul de laborator până la toate celelalte tehnici, etc., problemele oamenilor, iar oamenii să fie prudenți, să vadă de unde beau apă și să insiste și pe lângă centrele de sănătate publică, dar în special pe lângă administrații publice și locale, să beneficieze de servicii eficace, eficiente în domeniul de aprovizionare cu apă și sanitate. Eu vă mulțumesc foarte mult și eu, dragi telespectatori, vă îndemn să fiți atenți la apa pe care o consumați, fie că alegeți să vă instalați filtre în cazul în care aveți această posibilitate, fie să cumpărați apa îmbuteliată, dar nici de cum să vă expuneți viața în pericol, pentru că uneori sănătatea nu o mai repari și sănătatea nu întotdeauna se cumpără și ne costă mult mai mult. Liniște și pace vă doresc și să ne urmăriți în continuare pe toate platformele noastre, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Telegram și desigur pe tvn.media, acolo unde venim cu știri de ultimă oră. Pe curând!